Preasfinția voastră, stimate oficialități, fraților și surorilor, țin să vă spun că mă încearcă sentimente amestecate. Pe de o parte sunt bucuros pentru că sunt pe afiș cu Ioana Ignat, ceea ce nu lucru puțin la urma urmei. Pe de altă parte însă sunt foarte stresat pentru că mi-e foarte frică de tineri. Am crescut într-o comunitate din, deși m-am născut la Timișoara, am crescut într-o comunitate, într-un sat din Bucovina. Și acolo, personal, m-am înțeles mai bine cu babele, pentru că ele veneau la biserică și ele aveau cumva grijă de mine și eram un fel de favorit al lor. Cu colegii de vârsta mea m-am înțeles mai rău. Pentru că, mă rog, eram băiatul care merge la biserică, încercam să fac figură de cumințelul clasei și asta, mă rog, a stricat foarte mult la CV-ul care a urmat după aceea, un lucru pe care domnul Rugină nu l-a spus. Cu timpul mi-am dat seama însă cât de mult a impactat asta asupra vieții mele. Sigur, vorbind cu cei mai în vârstă, afli foarte multe lucruri despre viață, însă în același timp e foarte important ca la vârsta potrivită, la vârsta aceasta adolescenței, să ai mai mult decât părinți, mai mult decât frați mai mici sau mai mari, să ai colegi. E chiar o carte scrisă după 40 de ani de studii a psihologiei adolescentului. Judith Rich Harris, o venerabilă doamnă profesor de psihologie, se numește The Nurture Assumption. Dacă puneți mâna pe ea, să știți că este foarte bună pentru adolescenți. E bine să o citească și părinții adolescenților sau de adolescenți. Și acolo spune un lucru foarte important, că de la 12 ani în sus, pentru tineri este foarte importantă relaționarea cu egalii lor, cu colegii, cum spune, cu gașca. E foarte important pentru că ei atunci învață dimensiunea aceasta socială, relațională. Până atunci au învățat cum să asculte, până pe la vreo 10-12 ani. De la 12 ani în sus învață și ei cum să se afirme. Și este o perioadă foarte dificilă, mai ales pentru adulții care stau în preajma adolescenților. Și lucrul acesta face ca relațiile, să spunem, cu părinții sau cu profesorii, cu figurile de autoritate, să devină foarte, foarte tremurătoare, ca să nu spun altcumva. Însă, dincolo de asta, eu vreau să... Am făcut o scurtă introducere pentru a arăta cam de unde îmi vine teama de a vorbi cu adolescenți, în general, cu tinerii. Aș vrea să vă întreb, așa, nu știu dacă vă puteți răspunde, fiecare în dreptul vostru, dacă nu puteți să și strigați foarte tare, că nu mă deranjează lucrul acesta, ba dimpotrivă, aș vrea să vă întreb de ce ați venit aici. E o întrebare, nu? Haideți să găsim împreună câteva posibile răspunsuri. De ce am venit aici? De ce nu sunt în altă parte? De ce nu sunt cu prietenii mei care poate merg astăzi într-o tabără? De ce nu sunt cu colegii mei care poate organizează o discotecă de seară sau o întâlnire la un club? De ce nu sunt în această dimineață făcând un club de gaming cu cineva? De ce nu joc Counter-Strike, printre altele? Sau Fortnite, sau mă rog, ce vă place fiecăruia dintre voi? De ce în această dimineață nu am dormit mai mult și m-am trezit cu noaptea în cap ca să vin până la Vaslui să particip la Sfânta Liturghie, să văd acolo niște personaje care se plimbă de colo-colo îmbrăcate frumos și vorbind despre Hristos? De ce după asta am venit aici în parcul acesta pentru a sta pe scaun și a eventual asculta un călugăr care o face pe conferențiarul și care să ne spune cum să ne trăim viața? De ce faceți lucrul acesta? De ce nu sunteți în altă parte? De ce sunteți aici? Uite, asta este o întrebare bună. S-ar putea să mai dați un răspuns. M-a trimis mama și tata. Mi-a zis părintele din sat, hai măi. Mi-a zis cineva să aduc vreo 4-5 copii și te rog frumos, ai o sâmbătă, dau o înghețată. Avantaj tu în cazul ăsta, că tot ai câștigat ceva. Și noi așa trăim ca adolescenți într-o lume în care ni se spune foarte mult ce trebuie să facem. O lume în care ne trezim de dimineață și aflăm că trebuie să ne spălăm pe dinți, trebuie să ne spălăm pe față, trebuie să ne mâncăm micul dejun, trebuie să mergem la școală, trebuie să învățăm, trebuie să luăm note mari, bineînțeles,
Și dacă se poate de la 10 în sus, că 9 este foarte periculos pentru intratul la facultate și dă palpitații lui mamaia, trebuie după aceea să venim acasă și să ne facem temele, trebuie eventual, dacă sunteți, nu știu, într-un sat, să mai ieșiți, să aveți grijă de o văcuță, de un pisoi, de 2-3 găinuși care sunt pe acolo, trebuie după aceea să primiți ascultări, sau cum se zice la noi la mănăstire, sarcini. De dus gunoiul, de a-ți asuma o responsabilitate în a-l crește pe ăla mai mic, să-i lege în leagănul eventual și iată se face seara și trebuie să mergi la cină și la anumită oră trebuie să fii acasă și pentru că trebuie să te culci ca dimineața să o iei de la capăt. Nu? Nu? Nu vi se întâmplă asta? M-aș mira. M-aș mira să nu să vi se întâmple asta. Dar pentru noi e o formă prin care ca adulți ne asigurăm că vouă vă este bine. Dar întrebarea este, cu adevărat vă este bine? Adică vă simțiți foarte confortabil să vi se spună tot timpul ce trebuie să faceți? Nu, am auzit. Am auzit acel nu și îl înțeleg foarte bine pentru că și eu am trecut prin asta. Ei, asta... E o dimensiune a existenței noastre cu care nu suntem de acord. Da? Pentru că noi, cel puțin de la 12 ani în sus, începem să gustăm ceea ce înseamnă libertate. Și libertatea este un lucru foarte important. Pentru că este mediul în care încep și eu să iau decizii. Și prima noastră reacție atunci când un adult ne spune să facem ceva este, dar de ce trebuie? Nu-i așa? Trebuie să faci, dar de ce trebuie? Și bineînțeles că reacția poate fi de două feluri. Trebuie pentru că trebuie cineva să ducă coșul de gunoi și te rog pe tine să faci, asta o fac părinții înțelepți, sau trebuie pentru că așa am zis eu. Ha, și asta ne scoate din sărite. Trebuie pentru că așa am zis eu, îl resimt ca o rană foarte puternică, ca un fel de atentat la mine însumi, la libertatea pe care încep să o gust. Și lucrul acesta ne deranjează foarte mult ca adolescenți și nu de puține ori intrăm în tot soiul de alte trebuințe, ca să spunem așa. Să iau un exemplu. În momentul în care, nu știu, vă faceți un cont de TikTok. Cine are cont de TikTok? Minunat. Și cineva vă lansează o provocare. Cum se numește asta? Și voi trebuie să faceți ceva. Că așa zice challenge-ul. Trebuie să vă îmbrăcați într-un anume fel, pe o anumită melodie să dansați într-un anume fel, să spuneți anumite lucruri, cu scopul declarat de a câștiga un pic de like-uri acolo, câteva inimuțe. Nu? S-a auzit că se poate și trăi din asta. E foarte tare. E foarte tare lucrul acesta. Dar nu vă deranjează acel trebuie pe care trebuie numai decât să-l faceți? Asta nu cumva este tot dresaj? Nu cumva faptul că milioane și milioane de tineri care își clamează libertatea în fața părinților acceptă să facă un challenge pe TikTok în fața unor necunoscuți? Mie personal mi se pare o chestie foarte ciudată, în același timp foarte interesant de analizat. Ce anume ne silește pe noi ca oameni să ne livrăm atât de ușor unor robii, da? Unor ascultări, unor trebuie din societate? Și ce ne face să ne reținem în fața unor altora? Pentru că, vedeți, sigur, trebuie să mergem la școală și un lucru cât se poate de normal. Gândiți-vă că pentru dreptul vostru de a merge la școală, pentru dreptul vostru de a avea o școală, au luptat, cred că, mii și milioane, cred că, de oameni. Gândiți-vă că până acum 100-150 de ani, acesta nu era un trebuie. Copiii se trezeau dimineața și nu trebuiau să meargă la școală. Și cu toate astea, cineva sau mai multe persoane au ajuns la concluzia că nu e lucru chiar înțelept. Și că e bine ca copiii să meargă la școală. E bine că acest trebuie să devină un soi de obișnuință. Dar cine decide dacă e bine sau dacă e rău? Ei, și aici apare o foarte mare problemă. Pentru că dresajul cu care suntem noi luați și purtați de colo-colo, de părinți, de societate, de școală și așa mai departe, are și o parte bună, o parte folositoare. Iar partea folositoare a dresajului ține de educație. E un lucru
fundamentală în firea umană. Oamenii nu pot să fie cu adevărat oameni fără educație. Noi când apărăm pe lume, nu apărăm cu instrucțiuni de folosire. Nu e ca și cum am venit pe lume, apăsăm pe niște butoane și dintr-o dată, pac, apare Ionel, pac, apare Maria. Nu există asta. Oamenii devin. Și pentru asta este nevoie de educație. Și de asta tinerii, învățând acest mod de devenire, pentru că la vârsta aceasta îi învață cum să devină adulți, se livrează unor experiențe din acestea de formare. Uneori mai cârtind, alteori fiind mai nemulțumiți, alteori fiind mai mult sau mai puțin bucuroși. Dar cert este faptul că există o diferență între dresaj și educație. Și diferența dintre cele două o dă discernământul. Că despre asta este vorba în conferința noastră de față. Și nu numai în cazul acesta. Discernământul este capacitatea specifică omului de a păstra un echilibru, de a păstra justa măsură. Spunea în al preasfințitul Pimen, arhiepiscopul nostru de acolo, de la Suceava, că nu-i greu să trăiești, e greu să cumpănești, adică să ții în echilibru toate realitățile existenței tale. Să înțelegi că uneori e nevoie să faci anumite lucruri, uneori chiar trebuie să faci anumite lucruri. Ori pentru a crește în acest trebuie, e bine să înveți. E bine să te livrezi acestui fel de a fi educat. Cine ar vrea dintre voi, de pildă, să aibă un cățel care atunci când iese pe stradă, se apucă de mușcat oameni, hămăie fără nici... așa își face nevoile pe unde apucă? Nu, îl luăm, îl dresăm și dresat rămâne. Cu oamenii e un pic mai complicat și e bine că e așa, pentru că oamenii au libertate. Și ori de câte ori aud că trebuie, intră în panică. Pentru că ei țin foarte mult la libertatea lor și cei care le anulează libertatea devin dușmanii lor declarați. Cu toate astea însă, vă rog să observați în viețile voastre, dacă nu cumva de prea multe ori, cel puțin în mediul online, din dorința de a fi la nivelul celorlalți, de a fi împreună cu ceilalți, cu găștile noastre de pe întreg mapamondul, cu echipele noastre, cu prietenii noștri, nu cumva suntem sau devenim mai robiți decât am vrea noi să credem că suntem. Vezi, voi sunteți o generație de self-made man sau woman, se spune, adică vă autoconstruiți mai mult decât am avut noi. Noi când eram mai mici, sigur, ascultam dumnezeiește de mama și de tata, că dacă nu, așa, ascultam de doamna, că dacă nu, ascultam după aceea de profesori pe diferitele niveluri ale școlii, ascultam după aceea de părintele când mergeam la biserică și am crescut într-o lume în care ascultarea era valoare fundamentală. Și sigur, am crescut și noi cum am putut în condițiile de atunci. Și de asta, trecând prin această experiență a anilor 80, 90, 2000 și așa mai departe, să știți că cei care într-o formă sau alta vă spun astăzi să faceți un lucru sau un altul dintre cei mai în vârstă, mă refer la părinții voștri, la părintele, la doamnă, la profesor și așa mai departe, o fac și pentru că au o anumită experiență. Pentru că da, discernământul vine din educație, dar vine și din experiență. Ei au trecut prin asta. Și să știți că lumea voastră este într-adevăr diferită de lumea noastră, a celor mai în vârstă. Lumea voastră este o lume în care voi vă creați, voi vă faceți, vă construiți, vă aranjați viețile cam cum vreți voi. Da, pe YouTube sunt foarte multe canale cu do it yourself. Dar nu mai trebuie să mai faci un curs special de grădinărit, nu mai trebuie să mai cumperi nu știu ce cărți de grădinărit, este suficient să te uiți pe acel canal sau pe acel... pe acel filmuleț se spune cum se cultivă lavanda sau cum se cultivă plantele aromate și așa mai departe. Și oamenii pot să facă lucrul acesta fără să mai treacă printr-un act formal de educație. Fără să mai asculte pe cineva care se spune trebuie să faci așa sau trebuie să-i faci așa. Ora, asta este o mare șansă pe care voi aveți și pe care noi nu am avut-o. Noi, părinții voștri, au prins anii 90, care au fost ani cu adevărat cumpliți din foarte multe puncte de vedere. Gândiți-vă că ceea ce puteai cumpăra astăzi cu 10 lei, mâine nu mai puteai cumpăra cu acești 10 lei. Astăzi pâinea costa 1 leu, mâine 2 lei. Adică era o perioadă în care foarte multe fabrici s-au închis, foarte multe inițiative economice s-au dărâmat. O anumită fluctuație politică a dus la un soi de neașezare a țării, care a avut nevoie de vreo câțiva zeci de ani să se așeze cât de cât.
Ori părinții voștri care au trecut prin aceste valuri și prin aceste furtuni, au trecut doar ținându-se de un crez, de un trebuie al lor. Și ei, sigur, dacă vor să vă spună că trebuie să faceți un lucru sau un altul, este pentru că așa au supraviețuit ei. Voi nu mai treceți prin aceleași experiențe. Sunt lucruri diferite pe care le experimentăm și un lucru pe care ar trebui să rețină părinții, e foarte important. Lumea copiilor lor este alta, uneori cu totul alta decât lumea în care s-au născut ei și au crescut. Dar în același timp, voi să nu uitați niciodată că experiența părinților voștri poate fi un punct formidabil de plecare. Și asta este discernământ. Nu rămâneți acolo la experiența sau doar la experiența părinților. Este sclerozant să stai și să te adăpi doar din ceea ce spune mama și tata să faci. Dar mama și tata pot să te ajute să te ridici și să te uiți peste gard și să-ți vezi propria lume. Da, ei văd ceea ce se întâmplă în interiorul gardului, dar fără sprijinul lor este puțin probabil ca tu să reușești să te creezi pe tine, ca tu să devii ceea ce-ți dorești cu adevărat să devii. Vedeți, ăsta este iarăși discernământ. Să știi să alegi dintre ceea ce păstrezi și din ceea ce lași să se ducă, să moară uneori. Ori lucrul acesta vine odată cu experiența. Mi-aduc aminte că mergeam cu tatăl meu, care era un mare iubitor de teleenciclopedia. Voi nu știu dacă ați mai prins această emisiune, era cam singura emisiune pe care o puteai vedea pe vremea lui Ceaușescu. Era cumva sâmbătă seara, toți copiii năvăleam în fața televizoarelor ca să vedem teleenciclopedia. Era în vreo, nu știu, jumătate de oră cam ce se găsește astăzi pe Animal Planet, pe National Geographic, Viasat History și așa mai departe. Adică și la noi era o jumătate de oră, ceea ce acum sunt, nu știu, vreo 10, poate 20 de canale. Și împreună cu tatăl meu mergeam, de pildă, în pădure. Da? Și el ne arăta care bureți sunt buni și care sunt nebuni. Da? Nu era suficient pentru el să vină cu bureți acasă și să spune, băi, mâncați din ăștia sau mâncați de ceilalți. Venea și ne spunea, uite, așa arată bureții buni. Asta este textura lor. Da? Așa miroase unii dintre ei, chiar un miros specific. Am învățat lucrul acesta încât cu foarte mare ușurință astăzi știu să discern, dacă mă duc în pădure, între ceea ce mă otrăvește și ceea ce mă hrănește. Vedeți, asta este rostul părinților sau figurilor de autoritate din viața noastră sau din viețile noastre care ne spun că trebuie anumite lucruri. Pentru că în spatele unui trebuie, s-ar putea să descoperi cu adevărat ceva ce te folosește. Deci atunci când cineva îți spune trebuie, prima ta reacție să nu fie, da, de ce trebuie? Să fie din altă categorie, da, de ce trebuie? Ai putea să-mi explici? E o diferență de ton. E dreptul vostru să știți de ce trebuie să faceți unul sau altul dintre lucruri. Pentru că neștiind, nu veți dobândi niciodată experiență și veți mânca, da, mâncare pe care vă meste că vă pregătesc alții. Și dacă părinții voștri nu primesc șansa de a vă ajuta și voi vă livrați altor persoane, da, uneori necunoscute de pe internet, care chipurile își doresc să vă asculte, veți sfârși prin a fi participanții sau subiecții unui challenge care se tot repetă, se repetă la nesfârșit și în care libertate cu adevărat nu este. Pentru că discuțiile dintre noi vor fi, dar tu ce mi-ai făcut la challenge-ul ăla, dar tu cât de dresat ai fost, cât de bine ți-ai ieșit, câte inimioare ai primit și așa mai departe. Veți grijă cui vă livrați, cu alte cuvinte. Și în primul rând e importantă educația, educați-vă discernământul, da? Al doilea lucru important este experiența. Al treilea lucru pe care vreau să-l pun la inima dumneavoastră și care să vă ajute în discernerea realităților care vă hrănesc de cele care vă otrăvesc, este unul la care am început să țin foarte mult, mai ales în ultima vreme, când îmbătrânind mi-am dat seama de un lucru, că eu sunt suma tuturor întâlnirilor mele cu alți oameni. Până acum câțiva ani credeam că e vorba doar despre mine. Cu cât am îmbătrânit, mi-am dat seama că e vorba și despre alții. Surpriză! Și despre alții înseamnă, la vârsta voastră, să vă găsiți prieteni care contează. Sigur, e foarte comod să fii parte dintr-o gașcă care se aranjează singură, se rânduiește singură, își face propriul rit
și care la urma urmei te răstogolește fără ca tu la un moment dat să mai vrei lucrul acesta. Tu, iubitorul de libertate, tu care ai o discuție cu mama, cu tata, cu doamna, că de ce trebuie să faci treaba asta, nu chestionezi niciodată, dar noi de ce trebuie să facem asta în mijlocul găștii tale? Încercați asta și veți fi excluși. Și sigur, este un risc ăsta pe care cumva e bine să vi-l asumați. De ce? Pentru că uneori cu gașca te poți duce la vale fără să-ți dai seama. Uită-te la prietenii cu care îți petreci seriile la fotbal. E posibil ca acei prieteni să fie, nu știu, polițaii care te vor proteja sau golanii care îți vor jefui casa. Tu poți să alegi în care gașcă să fii. Acolo pot să fie profesorii care mâine poi mâine îți vor educa copiii sau influencerii care stând pe TikTok sau pe YouTube nu vor face nimic decât bani de pe urma ta. Acolo vor fi poate, nu știu, antreprenorii onești sau doar marketerii care îți vor vinde nu știu ce băutură de pe urma căreia tu vei rămâne și cu banii luați și cu probleme de stomac și cu cari în gură. Gașca este foarte importantă la vârsta voastră, dar este o realitate fără de care sau este o realitate împreună cu care noi suntem mai degrabă invitați să creștem decât să mergem la vale. Alegeți prieteni buni. Dacă îți place fotbalul, e normal să-ți alegi prieteni care joacă fotbal. Dacă îți place șahul, alegeți prieteni care știu să joace șah. Dacă ai prieteni cu care să mergi la biserică, mergi cu aceia, indiferent de ce zic toți ceilalți, băi, bisericosule, băi, evlavioasă și așa mai departe. Pentru că prietenii ăștia vor face la un moment dat diferența între o gașcă care te abandonează când îți este greu sau o gașcă care te ajută când îți este greu. Prietenii sunt foarte importanți la această vârstă. Ei vor vă învăța abilitățile sociale. Când veți crește mari și unul va ajunge profesor, celălalt instalator, vei ști cui să dai telefon pentru a avea încredere că îți va face o treabă bună acasă. Că îți va educa copilul cum trebuie. Noi reproșăm, nu știu, politicienilor, profesorilor, preoților, că nu cresc comunități valoroase. Că țara noastră merge la vale pentru că toți se simt mai bine prin Franța, prin Anglia, prin Italia și așa mai departe. Deci este și responsabilitatea voastră ce construiți voi în găștile voastre. Dacă e, așa cum s-a spus de la acest microfon care nu mai este, dacă e să construiți viitorul sau să vă construiți prezentul înspre viitor, ce viitor vă construiți? Este un viitor în care mâncăm semințe, în care ascultăm manele, eventual bem bere pe ascuns și fumăm lucruri interzise? Sigur, asta vă va fi viitorul. Un viitor cu probleme la stomac sau la plămâni, un viitor lipsit de cultură, pentru că asta este. Și țara noastră va fi în continuare o țară nenorocită din care veți pleca, pentru că e mai bine în Anglia, în Franța, gândindu-vă că Franța și Anglia nu a fost construită de influență. A fost construită de oameni de cultură, de antreprenori serioși, de politicieni cu scaun la cap. Da, prieteniile sunt importante. Voi aveți un rol în a vi le construi. Așa ca pentru viitor, așa ca pentru voi. Gândiți-vă că oamenii aceia cu care voi astăzi sunteți în prietenie și în tovărășie vă vor ajuta sau vă vor încurca mâine. Vă vor hrăni sau vă vor otrăvi relațional. Un alt lucru pe care mă gândeam așa să-l pun la inima voastră este legat de o prezență fără de care virtutea aceasta discernământului, da? Care până acum, repet, se educă, da? Se trăiește în viața noastră de ființe sociale, însă puterea, capacitatea, nici nu știu cum să-i spun, influența pe din lăuntru pentru a putea împlini această dimensiune, pentru a avea tăria de a lua deciziile corecte, pentru a învăța ce este bine și ce este rău, ce este otrăvitor și ce este hrănitor, să știți că noi oamenii nu avem. Sigur, avem așa un soi de moderație care ne vine de la Creator, dar care cu timpul se risipește în exces. A fost întrebat odată Ava Antonie, este un loc foarte, foarte comun în teologia noastră ortodoxă, a fost întrebat Ava Antonie, care este cea mai mare dintre virtuți? Și el întoarce întrebarea, dar voi care ziceți că este?
Și unul vine și spune, credința este cea mai mare dintre virtuți, pentru că Domnul în Evanghelie le-a spus celor pe care vrea să-i vindece, crezi tu că pot să fac eu aceasta? Și îi spuneau, cred, și se vindecau. Vine altul și spune, nădejdea este cea mai mare virtute. De ce nădejdea? Pentru că atunci când este mai greu, nădejdea, speranța te scoate din acel greu și îți arată partea luminoasă a lumii. Și așa mai departe, zice unul, iubirea este, aud foarte multe ori chestia asta, iubirea este cea mai mare virtute, cu adevărat este cea mai mare virtute. O spune Sfântul Apostol Pavel că este cea mai mare virtute. Însă, credința fără discernământ devine fanatism. Nădejdea fără discernământ poate deduce la depresie. Lasă că o să fie bine, nu mai fac nimic. Și nefăcând nimic ajungi să te pierzi. Dragostea fără de discernământ este o formă de curvie. Orice fel de dragoste. De aceea Sfântul Antonie spune că cea mai mare virtute cu adevărat nu este dragostea, nădejdea, smerenia, rugăciunea și așa mai departe, ci discernământul. E echilibrul acesta care te face să păstrezi toate realitățile tale în puterea, sub binecuvântarea Harului lui Iisus Hristos, căci despre asta este vorba. Noi nu avem în noi puterea de a discerne. S-a văzut de atât de multe ori lucrul acesta. Uitați-vă la războaiele pe care le-am strânit, uneori chiar în numele iubirii. Uitați-vă la nenorocirile care s-au întâmplat de-a lungul istoriei. Uitați-vă la relațiile noastre foarte complicate. Sunt oameni cu care ne aflăm în ceartă, pe care noi suferim, suntem dezechilibrați. Felul în care mâncăm de multe ori ne arată dezechilibru. Felul în care ne uităm obsesiv, compulsiv pe internet pentru a ne lua de acolo energie. Este un dezechilibru în ultimă instanță. Există o carte pe care vă recomand, cred că sunteți la vârsta în care trebuie să citiți această carte. Iată, un alt personaj care vă spune că trebuie să faceți ceva. Vă recomand cu căldură. Se numește Demența digitală a lui Manfred Spitzer. Apărută la Humanitas. Este o carte în limba română absolut ușor de citit și care vă avertizează, ne avertizează pe fiecare dintre noi asupra efectelor, asupra sănătății trupești și psihice. Deci efectele acestor aparate pe care le folosim, a mediului online asupra vieților noastre. Și e o carte care nu e făcută așa nemțește, bazându-se pe statistici, nu este filozofie, nu e dată cu părerea acolo, ci este pură știință pe care ni se spune că noi oamenii se pare că nu avem discernământ printre altele și că avem nevoie de multe ori de un influx de putere, de o prezență care să ne motiveze să luăm deciziile corecte și să simțim acest duh de libertate cu care El la urma urmei ne-a încoronat. Și această persoană, acest dar este Iisus Hristos. Cu adevărat, nu am găsit altă sursă de echilibru și de pace lăuntrică decât în persoana lui Iisus Hristos. Pentru că am avut o perioadă la sfârșitul tinereții în care chiar am trecut prin niște probleme, să spunem, foarte grave așa, de dezechilibru. Nu știam în ce parte să o iau până când, reîntâlnindu-mă cu Iisus Hristos cel viu și adevărat, lucrurile s-au clarificat, lucrurile s-au liniștit. Și de ce Iisus Hristos? Pentru că spre deosebire de alți dresori, Iisus Hristos nu vrea să ia ceva de la voi. Iisus Hristos nu are nimic nevoie de la voi, de nimic absolut. Da? Gândiți-vă că îi dați timpul vostru, el are veșnicia. Da? Îi dați poate, nu știu, ați vrea să-i dați banii voștri, dar Iisus Hristos are întregul univers, la degetul cel mic, ca să spun așa. Gândiți-vă după aceea că ați putea să-i dați lui Iisus Hristos tinerețea voastră, dar uităm de fapt că această tinerețe la un moment dat s-ar putea să plece. Iisus Hristos nu vrea să ia de la noi nimic. Nu vrea lauda noastră. Nu vrea să fie neapărat băgat în seamă El care este cinstit de miriade și miriade de îngeri. Nu putem să-i dăm nimic lui Dumnezeu. Nu putem să-L impresionăm cu nimic pe Iisus Hristos. Le-a văzut pe toate chiar cu adevărat. Iisus Hristos însă ne învață discernământul și ne dă libertatea pentru că fiecare dintre noi ne primim pe noi înșine de la Domnul. Iisus Hristos nu dă, nu ia, ci dă și vă dă pe voi înșivă, vouă înșivă. Și asta este cu adevărat o libertate. Și asta este cu adevărat singura libertate care contează, libertatea de a te simți bine în propria piele, libertatea de a te afla egal cu tine însuți și bucuros că ești tu
și nu trăiești viața altora. Pentru că este cu adevărat cumplit când vorbele altora, când challenge-urile altora, când ideile altora devin realitatea ta. Și nu, tu nu-ți mai trăiești viața ta, trăiești viața altora. Ideile altora, cântecele altora, poeziile altora, iubirile altora și așa mai departe. Eu nu aș putea să trăiesc viața altora, mai ales de când cu adevărat l-am cunoscut pe Iisus Hristos. De aceea când la urechile sufletului sau le trupului se insinuează cineva care spune într-un total dezechilibru cu realitatea că vezi că nu există Dumnezeu, tu să-ți pui în minte Iisus Hristos. Atât. Momentul în care niște colegi mai năbădăioși întrec măsura cu băutura sau cu țigările, spuneți Iisus Hristos. Ție însuți spuneți lucrul acesta. Momentul în care mama sau tata tind să devină arbitrare în solicitările lor sau poate excesiv de îngrijorat, dezechilibrați, fără discernământ, întoarce-te spre tine însuți și spune Iisus Hristos. Momentul în care ești într-o dilemă, nu știi pe care drum să alegi, nu știi pe care drum să mergi, nu știi unde să te duci sau ce să faci, întoarce-te către tine însuți, spre locul acela în care ai spus de mai multe ori Iisus Hristos și spune-ți din nou Iisus Hristos. Cu adevărat nu este om care să nu cheme numele Lui și să nu primească ajutor, să nu fie văzut de Iisus Hristos. Dacă vrei libertate cu adevărat, du-te la Iisus Hristos, vorbește cu El, pomenește-i numele. El pentru asta a venit pe pământ. Nu a venit pe pământ ca să arate cât de mare este, cât de tare este, cât de grozav, cât de ieșit din comun este lucrarea Lui. Ci ne-a arătat cum se poate lucra împreună, cum poate Dumnezeu și omul să lucreze la scopul acesta, la eliberarea omului. De aceea și Evanghelistul Ioan spune foarte frumos, zice, cunoașteți adevărul și adevărul vă va face liberi. Cu adevărat, libertatea nu vine decât din întâlnirea cu acest adevăr care este Iisus Hristos. Pentru asta însă, și este ultimul lucru pe care cumva îl recomand sau îl pun la îndemână, pentru asta însă este nevoie de timp. Sigur, ca tineri ne dorim totul deodată, ne dorim totul acum, este și o cultură, o civilizație în care vreau acum ceea ce mi se cuvine. Îs dintr-o cutie din care în când mai scot capul pentru a spune, este dreptul meu. Gândiți-vă însă că pentru a se construi un om e nevoie de timp. În momentul în care decideți că vreți lucrurile acum și deodată, gândiți-vă că nu e posibil lucrul acesta. Și de multe ori diferența dintre așteptarea voastră foarte mare și realitatea noastră meschină dă măsura frustrării. Peste 40% din tineri worldwide au manifestat în perioada aceasta de lockdown diverse afecțiuni psihice. Și în general s-au manifestat aceste afecțiuni psihice la cei care erau obișnuiți să fie imediat gratificați. Voiau ceva, pac, li se întâmpla. Voiau altceva, pac, li se... Era la un click distanță, ca să citez o reclamă bine cunoscută. Și în momentul în care clicul distanță n-a mai funcționat, pentru că clicul distanță depindea de alți oameni care să împacheteze, care să-ți aducă și care să-ți livreze, au intrat în panică, au intrat în depresie, s-au speriat foarte tare. Realitatea a dat o palmă online-ului, ca să spunem așa. Și foarte bine că s-a întâmplat așa. Pentru că oamenii, poate măcar astfel, vor învăța cât de important sunt cei de lângă ei. Și nu neapărat cei care stau sau cu care stau într-o aceleiași familii, ci oamenii care îi slujesc, care își lasă propriile familii pentru a merge să te slujească, să facă mâncare, să facă o hăinuță, să facă un tenis, să facă o băutură și așa mai departe, lucruri de care tu ai nevoie. Și e foarte important să treci prin timp pentru a putea cu adevărat înțelege ce este discernământul și care este valoarea fiecărei virtuți, a fiecărei experiențe prin care treci. Am să închei cu o poveste care mi este foarte dragă și pe care o povestesc de mai multe ori, care pe mine m-a marcat foarte mult. Se spune că pe o insulă undeva în mijlocul oceanului trăiau toate virtuțile și toate, să spunem, nenorocirile omenești. Se afla acolo și dragostea, dar și ura. Se afla și știința, dar și prostia. Și fiecare avea așa un chip și o arătare ca și noi.
Și la un moment dat știința, care nu așa le știe pe toate, face un anunț îngrozitor. Insula urmează să se scufunde. Ce avem de făcut, întrebară toate? Ce fiecare să-și împacheteze bagajul, să știți că am identificat o altă insulă, acolo vom fi în siguranță, dar trebuie să părăsim cât mai repede insula aceasta, da, pentru a ajunge la destinația corectă la timp și a nu păți ceva. Și bineînțeles, toate încep să împacheteze, hărmălaia este gata, toată lumea începe să se agite, sub ochii lor chiar insula începe să se scufunde încetul cu încetul, încetul cu încetul, până când toate intră în panică. Se îmbarcă fiecare pe unde poate. Dragostea, că e unul din, unul din personajele principale ale poveștii, face ce face dragostea de obicei, ajută pe fiecare să împacheteze și să lasă pe ea la urmă. O face cumva cam fără discernământ, aș adăuga eu, ca să fiu în temă, dar o face până când toată lumea este pe bărcile lor în siguranță, numai că ea își descoperă faptul că nu are nici barcă și nici nu și-a împachetat. Și cu apa până la genunchi începe să strige dragostea. Bogăție, bogăție, ia-mă și pe mine pe vaporul tău. Bogăția ce îi spune? Draga mea, te-aș lua, dar nu am loc. Am foarte multe bogății. Nu mai este loc de dragoste. Trece și tristețea pe acolo. Tristețe, tristețe, ia-mă și pe, și pe mine cu barca ta. Tristețea spune, lasă-mă în pace. Sunt atât de tristă că s-a scufundat insula asta minunată, încât nici nu mai am timp de tine. Trece pe acolo și bucuria. Strigat și la bucurie, 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 ia-mă și pe mine pe barca ta. Bucuria însă era în mijlocul lui petreceri și nici măcar n-a auzit-o. Era prea ocupată să asculte drag. Până când, aflat în criză de soluții, începe să plângă dragostea și descoperă, întorcându-și capul, că se apropie de ea un bătrânel într-o barcă, nici prea mare, nici prea mică, un pic cârpită, dar în siguranță. Se urcă în barcă foarte fericită, ajunge la insulă, numai că uită să întrebe cine este bătrânelul acela care a ajutat-o și întreabă din nou pe știință. Știință, cine este cel care m-a ajutat? Și știința, care le știa pe toate, răspunde, timpul, dragă mea. Timpul, zice, ce treabă are mine timp? Pentru că doar timpul, le răspunde știința, te poate învăța cu adevărat ce înseamnă dragoste, ce înseamnă discernământul, ce înseamnă cu adevărat o lucrare care se așează, care are nevoie de educație pentru a crește, care are nevoie de prieteni, care are nevoie de o echipă pentru a se dezvolta, care are nevoie de un pic de sprijin din partea unor figuri de autoritate, că-s părinți și așa mai departe. Timpul acesta ne va face ca la un moment dat, peste 10-20 de ani, să ne uităm în urmă la momentele noastre de exagerare și să râdem sau să zâmbim în colțul gurii și să spunem, da, am exagerat, nu a fost un lucru cu adevărat potrivit. Peste toate însă, să știți că este Harul lui Iisus Hristos acela care și ne educă și ne ajută. Ne ajută într-un mod cu totul și cu totul minunat, într-o discreție absolut extraordinară, respectându-ne libertatea și crescând adevărata libertate în noi. Așa încât gustați-L pe acest Iisus Hristos ori de câte ori aveți ocazie. Revenind la întrebarea de ce ați venit în această dimineață, poate nu v-ați gândit niciunul dintre voi că s-ar putea și din cauza lui Iisus Hristos. Poate niciunul dintre voi nu s-a gândit, Domnule, am venit pentru Iisus Hristos. Dar cu siguranță și vă garantez lucrul acesta, Iisus Hristos a venit în această dimineață pentru voi. Iisus Hristos a venit în această dimineață aici, la biserică și în pretutindeni pentru voi. Vă mulțumesc! Doamne ajută! Prima întrebare, cum credeți că părinții ar putea să limiteze accesul adolescenților la rețelele sociale fără ca aceștia să se simtă inferior față de ceilalți care au această libertate nelimitată? Nu prea puteți. În momentul în care vă veți duce voi acasă și veți spune, mami, am fost la o conferință în care un părinte ne-a spus să mă lași să mă uit pe internet cât vreau pentru că sunt liberă la modul absolut, mă pui într-o situație foarte delicată. Adică s-ar putea să-mi primesc niște telefoane după masa asta sau mâine, pentru că nu despre asta a fost vorba. Despre ce trebuie să facă alții pentru noi. Sigur,
Părinții noștri au crescut așa cum au putut și ne cresc așa cum pot. Important este că atunci când vei fi tu la un moment dat și vei fi în dreptul tău părinte, să iei deciziile corecte. Am întâlnit familii care pentru a scăpa de copiii lor care țipă sau își fac acolo de cap, le bagă sub nas aparatul, telefonul, tableta sau le dau drumul la televizor și își văd în continuare de discuțiile lor. Nu-i judec. Nu înțelegeți că e judec, dar e greșit. Voi să nu faceți asta. Am văzut de asemenea familii, chiar o familie care locuiește în Amsterdam, ortodoxi amândoi, el francez, iar româncă, cu vreo 4-5 copii, dacă mi-aduc bine aminte, și care nu simt nevoia să vină să spună, mami, dă-mi te rog frumos telefonul. Dar mami și tati sunt mai mereu în mijlocul lor. Stau de vorbă cu ei, joacă fotbal, învață să croșeteze, să picteze, să se joace în ultimă instanță. Nu am nevoie de aceste aparate. Avem nevoie de aparate când relațiile interumane lipsesc. Și din păcate părinții, pentru că sunt obosiți, pentru că sunt ocupați, pentru că le este lehamite, pentru că la rândul lor ei înșiși sunt pe alte aparate, da? Uită de faptul că ceea ce au cu adevărat nevoie copiii nu e nevoie de bani, nu este nevoie de a avea o mâncare pe masă, ci pur și simplu uneori de a sta de vorbă cu ei. Poate voi nu veți putea să-i schimbați pe părinții voștri, dar voi puteți să vă schimbați pe voi înșivă. Cu adevărat, puterea de a schimba ceva stă la voi, în legătură cu voi. Foarte puțin putem să-i schimbăm pe ceilalți. Dar sigur, puteți să vorbiți cu părinții și să negociați timpii petrecuți pe internet. Și mai frumos ar fi să le demonstrați la un moment dat, o dată de două ori părinților, că ceea ce faceți voi pe internet chiar contează. Chiar e important. Și s-ar putea să-i câștigați de partea voastră. Tratați-i pe părinți cu același respect cu care sunteți voi tratați sau așteptați voi să fiți tratați. Intrați într-un dialog, nu într-un conflict cu părinții. A doua întrebare. A, ce bine, minunat. De ce e greșit să-ți faci tatuaje permanente? De ce e greșit să-ți modifici chipul? Pentru că ești chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu este neschimbat, e un răspuns teologic. Însă s-ar putea la un moment dat să-ți fie rușine. Avem la mănăstire un frate care a venit, mă rog, din lume, că așa vin toți frații, și care are un tatuaj aici după ureche, e o notă muzicală. E foarte cool dacă stai și te uiți. Dar să-l vezi când este la altar și iese frumos cu sfeșnicul. Și se vede aici tatuajul acesta pe care încearcă să și-l tot ascundă. Și se vede că este foarte jenat. Vedeți, biserica nu este un soi de tribunal în care îți spun eu ce este greșit sau ce nu este greșit. Și tu spui, nu-mi place ceea ce spui tu că este greșit și mă pui să negociez, să-ți dau pedepse. Eu nu fac treaba asta. Și biserica nu face în general treaba asta. Biserica însă este invitată să spună, uite, potrivit experienței noastre de vreo 2000 de ani și lucrurile astea nu te ajută, nu te folosește pe termen lung. A-ți face planuri pe termen lung este cu adevărat un semn de maturitate. Ființele care trăiesc de pe azi pe mâine se numesc gâze, se numesc insecte. Da? Nu pot fi numiți oameni. Oamenii, dacă ar fi trăit de pe o zi pe alta, n-ar mai fi construit piramidele, n-ar mai fi construit civilizații, n-am mai fi avut sisteme, uite, sociale, economico-bancare atât de complexe. În momentul în care ne limităm doar la ceea ce este de pe azi, pe mâine, cu adevărat, cred că este un regres spiritual și biologic foarte mult în ultima instanță. De aceea, dacă este să vă faceți un tatuaj, măcar să vă faceți un tatuaj de care să fiți mândri și peste 30-40 de ani. Și știu că pentru asta o să fiu foarte, foarte criticat, dar încercați să îndulciți această dimensiune a tatuajului cât se poate. Însă adevărata problemă nu stă la tatuaj. Puteți să vă faceți toate tatuajele din lume. S-a arătați din cap până în picioare negru sau albastru, dacă doriți lucrul acesta. Dar de unde îți vine ție nevoia de a te tatua sau de a-ți schimba tipul? Asta este întrebarea la care aș vrea să răspunzi. Pentru că dacă nevoia ta de a te tatua vine de fapt din nevoia ta de a fi acceptat, dar înseamnă că te simți singur, înseamnă că ai nevoie de o gașcă care să-ți spună, bravo, bă, ce tatuaj maker ai, vreau și eu unul.
și tu te simți bine, nu? Și te simți bine azi, te simți bine mâine și pe aia alt tatuaj. Da, este o nevoie reală, dar greșită. Nu lua decizii când ai această nevoie și nu ești respectat pentru ceea ce ești tu, nu pentru tatuajele pe care le ai. Poți să îți faci un tatuaj dintr-o nevoie, da, de a fi văzut de gașcă sau de o nevoie de a te vedea pe tine și a spune sunt stăpânul trupului meu. Sigur, poți să-ți faci foarte multe pentru, sau în dauna sau pentru trupul tău, dar nevoia ta de a te înstăpâni, n-ar fi bine să o canalizezi, nu știu, spre niște studii, ceva de genul ăsta, spre o sală de gimnastică unde vei învăța o anumită disciplină? Să observați că, în general, oamenii care fac gimnastică și sportivi au foarte puține tatuaje. Vă întrebați de ce? Pentru că ei n-au nevoie să confirme nimănui nimic. Ei sunt egali cu ei înșiși. N-au nevoie să spună, ia uitați-vă la mine ce tatuaje am și ce șmecheri sunt. Sigur, putem face asta tot timpul, dar repet, nevoia care stă în spatele tatuajului este ceea ce mă preocupă. Înseamnă că ești un spirit singur. Înseamnă că ești nesigur. Înseamnă că ai nevoie să-ți afirmi ceva în exterior. Îți propun însă, și cu asta închei, să-ți faci un singur tatuaj. Da? Să faci tatuajul persoanei pe care o iubești, să-l pui pe inima ta, dacă se poate. Și vorbesc spiritual, să nu vă apucați acum să vă faceți operație pe cor deschis, da? Asta e tatuajul cu care aș fi de acord. Și să-i spuneți persoanei iubite, ești acolo scris în inima mea pentru veșnicie. De acolo nu se șterge niciodată. Și atunci, da, tatuajul ăsta cu tatuajul ăsta sunt de acord și... să mă chemați și pe mine la nuntă. Mai avem o întrebare. Părinte Hrisostom, ce înseamnă fericirea pentru dumneavoastră? Să fiu călugăr, să-mi văd de treabă, să mă întâlnesc cu Iisus Hristos, să stăm de vorbă, pentru că întâlnirea cu Iisus Hristos pentru mine a fost o șansă grozavă de a descoperi lumi și lumi de care habar nu aveam, și lumi și lumi care sunt înăuntru meu și este o stare de bine pe care mi-o dă Dumnezeu, pe care eu n-am găsit-o în lume. Vă spuneam de o ispită aceea pe care am avut-o în anii 2004-2005, am trecut literalmente prin depresie. Probabil că voi sunteți prea tineri ca să știți ce înseamnă treaba asta, dar depresia era din categoria, sigur, eram titular la facultate, terminasem, fusesem și eu la studii în străinătate, eram și eu cineva, lucram pe la Radio Trinitas, mi se părea că sunt cineva. Aveam o familie care ținea la mine, aveam o prietenă care ținea la mine și dintr-o dată totul s-a prăbușit în fața unei simple întrebări. Bine, și? În momentul în care am pus întrebarea aceasta, cumva am fost izbit de un val de luciditate care nu mi-a mai permis vreo 2 ani să mă ridic din pat cu mintea întreagă. Bun, ce urmează după asta? Până când am întâlnit un om care mi l-a dat pe Iisus Hristos, deși, repet, eram un om care ținea posturile, mergea la biserică, își vedea de treaba lui, dar nu-L cunoșteam pe Dumnezeul cel viu, oricând L-am cunoscut pe Dumnezeul cel viu. E ca atunci când voi cunoașteți libertatea și foarte greu după aceea să vă dezvețe cineva de a mai gusta libertatea, pentru că vrând nevrând vă place acolo, este un aer frumos, e plăcut, e aromat. Și cunoscându-L pe Iisus Hristos, vă pot spune că nu e nimic mai bun și mai interesant decât asta, dar absolut nimic. Acum, e posibil să nu mă credeți, treaba voastră respectă asta. Dar încercați. S-ar putea să vă placă și vouă. O altă întrebare, sună cam așa. Cum credeți că ar trebui să procedeze cineva în cazul în care știe care prieteni ce nu au tocmai o influență până asupra lor, însă nu pot renunța la ei pentru că îi iubesc? Vedeți, asta este una din marile rupturi care s-au petrecut din pricina căderii protopărinților Adam și Eva. Este o rupere între minte și inimă. Mintea îți urlă, o să suferi. Inima îți spune, ba nu. Mintea îți spune, o să dea în tine. Inima îți spune, o să-l domesticesc eu. Mintea îți spune, o să-ți facă viața un iad. Inima îți spune, dar e frumos. Ei, e un lucru care nu se va rezolva niciodată decât atunci când Domnul va veni în mintea și inima mea și le va aduce împreună. Nu putem cu adevărat să-i schimbăm pe oameni. Dumnezeu îi schimbă. E un lucru pe care îl aud foarte des spunându-l Părintele nostru Stareț, care este un om absolut minunat și în jurul căruia se învârt mulțimi de oameni
Dacă îi întreb de ce veniți aici? Nu știu, este o stare de bine așa și îl simțim pe Dumnezeu aproape. Vine acest Dumnezeu care aduce împreună mintea și inima să te ajute să-l schimbi pe acel om, dar singur sau singură nu vei putea. Și vei sfârși prin a fi nefericit. E o ispită foarte mare, mai ales la tinerețe, ideea asta foarte idealistă că noi putem să schimbăm lumea, noi putem să schimbăm pe oameni. Cu adevărat nu vei putea schimba existența unei pietricele dacă nu te schimbi pe tine însuți. Adevărată schimbare de acolo vine. Și dacă vrei în jurul tău să se schimbe oameni, atunci cheamă-L pe Dumnezeu în ajutor. Și lucrează binele pentru ca oamenii cu adevărat să vadă acest, că așa zice Domnul nostru Iisus Hristos, ca ei văzând faptele voastre cele bune să preaslăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Da? Dar ca să-L prinzi pe Dumnezeu trebuie să te întorci, sau este bine, este frumos să te întorci către tine însuți, că tu funcționezi ca o antenă care prinde foarte multe programe și pe televizorul vieții tale apar foarte multe lucruri. Dar antena asta este făcută pentru canalul numit Dumnezeu. Deci ai grijă. Acum poate, nu știu, comparația cu televizorul poate părea un pic desuietă, dar altă comparație. Aveți fiecare, mai mult sau mai puțin, telefoane mobile. Aveți foarte multe aplicații acolo. Dacă viața voastră ar fi un telefon mobil cu aplicațiile dorințelor, idealurilor, speranțelor, iubirilor și așa mai departe ale voastre, să aveți grijă ca acolo, într-un colțișor măcar, să fie și aplicația numită Dumnezeu. Și să o accesați atunci când aveți nevoie. Când vreți să schimbați pe ceilalți, când vreți să vă schimbați pe voi înșivă, când vreți să prindeți un pic de liniște, un pic de echilibru, un pic de dragoste, pace, iertare și toate celelalte, că la asta e bun Dumnezeu. În fișa apostolului lui asta scrie că e. Noi spunem noi tot timpul că bun și iubitor de oameni ești. E un job description, cum se spune la noi la Tudirești. Adică e o treabă pe care Dumnezeu o face prin excelență și dacă vrei să îți instalezi niște lucruri în casă, te duci la instalator. Dacă vrei să înveți lucruri, te duci la profesor. Dacă vrei să te apere cineva, te duci la polițist. Dar dacă vrei cu adevărat să primești pace, iertare, schimbare, du-te la cel care se pricepe cel mai bine să facă treaba asta. Gândiți-vă că a pornit cu 12 pescari și oameni simpli și a schimbat o lume. Este cel mai mare proiect civilizațional al tuturor timpurilor. Nimic nu e mai mare decât ceea ce a făcut Iisus Hristos, de acolo din Galileea și Iudeea, aceia mititele, dar până în zilele noastre, că nimic acum nu mai este la fel. Dacă Iisus Hristos ar fi scos, spunea Giovanni Papine, dacă ar fi scos acum din istorie, cred că 90% din istorie n-ar mai avea sens. Ne-am duce pe străzi, am vedea simboluri, am vorbit lucruri pe care nu le-am mai înțelege. Deci Iisus Hristos este calea spre schimbarea celuilalt. Cât de importantă este voința în discernământul nostru? La fel de importantă ca sentimentul și credința. Să rămână preasfinția noastră. Voința este ca o apă. Ca un râu. El curge din ființa noastră la vale, pur și simplu. El curge împreună cu existența noastră. Oamenii s-au prins că pe râul acesta, din când în când, e bine să pui mori. Care să macine făina, să macine grâul, să scoate făina și să mănânci ceva. Pe râul acesta al voinței, alții au pus hidrocentrale. Aceste hidrocentrale mișcă niște turbine care dau lumină, dau electricitate și fac unele mori să se învârte și așa mai departe. Rațiunea și sentimentul sunt moara respectiv hidrocentrala de pe râul acesta al voinței. Voința este aceea care pune în mișcare roțile morilor și ale hidrocentralelor. O voință care curge așa la vale, că vreau aia, vreau aia, vreau cealaltă, dar este frumoasă, glorioasă, luați-o dumneavoastră, cred că e voință umană la urma urmei, dar este inutilă. Nu vă ajută la nimic să vreți, pur și simplu. Dimpotrivă, s-ar putea să deveniți nesuferiți pentru colegii voștri, pentru părinți, pentru gașcă, pentru echipă, pentru... Sigur, cine deranjează câte un copil din ăsta care vine, vreau aia, vreau aia, vreau, și dacă nu vrea, se trântește pe jos și țip. Cam de nivelul ăsta este un om care are doar voință. Rațiunea și simțirea face ca această voință să ne ducă în anumite direcții raționale sau simțitoare.
Dar la cârma acestei direcții, ca să spunem așa, este Iisus Hristos. Spuneți-L pe El, aveți încredere, știe cu adevărat cum să cârmească corăbiile vieților noastre. Pentru că avem nevoie de voință, avem nevoie de simțire, avem nevoie de rațiune, toate luminate de puterea discernământului care vine de la Iisus Hristos. Sper că am răspuns la întrebare. Cum să-l conving pe prietenul meu să meargă la biserică? Să mergi tu la biserică și să nu-l convingi niciodată, să spui, hai mă! Dacă nu merge ea? Dacă merge el, nu vine ea. Asta e partea a doua. Ideea este că nu poți să convingi pe cineva să facă ceva ce tu nu faci. Și gândește-te la lucrurile pe care le-ai ascultat în această dimineață. E un om care nu merge la biserică. Tu crezi că mersul la biserică îl va ajuta, pentru că te ajută pe tine. Educație. Uite de ce merg eu la biserică. Pentru că cu siguranță vor apărea lucrurile astea. Nu-i spune să meargă la biserică doar pentru că mergi tu la biserică. E un fel de răutate, un soi de maliție. Spune, te rog frumos să mergi la biserică pentru că merg eu la biserică. Dar nu vreau să merg la biserică, draga mea. Nu mă iubești. Da? E greșită această abordare. Pentru că îi faci o impresie greșită despre tine, îi faci o impresie greșită despre dragoste, că nu asta e dragoste, și faci o impresie greșită despre biserică. Cu adevărat, mergi tu la biserică, uite, educă. Sau ai răbdare, timp. Da? Era un ultimul lucru pe care l-am discutat. Da? Ai răbdare. Tatăl meu nu mergea la biserică, în familia mea eu am fost primul care a mers la biserică. Niciodată nu le-am spus, băi, hai și voi la biserică dacă nu vă mănâncă mama lui proces verbal. N-am făcut treaba asta. Dar îmi plăcea să mă duc dimineața, să mă îmbrac, să mă duc la biserică acolo. Și mama a început la un moment dat să vadă, treceau și printr-o perioadă, tata pierduse serviciu, începuse să năcăjească, bărbații când se năcăjesc devin problematici, mama ca răspuns să necăjea și ea. Și văzând că eu merg la biserică, s-a luat și ea după mine și a găsit o leacă de pace. Nu mă credeți că în 3 ani de zile taică mi-a ajuns dascăl la biserică? Dar fără să-i spun, tati, hai și tu, că da, nu se poate, dar rușinea obrazului ce zice satul, niciodată n-am spus treaba asta. Dar el văzând că în jurul celor care merg la biserică, e mai multă seninătate, o leacă mai multă pace, o leacă, că nu le aveam de la noi, ci de la Dumnezeu, că noi le luam de acolo, că biserica e sala de antrenament pentru a supraviețui pe timpul săptămânii. Aia, acolo noi ne ducem și ne încărcăm bateria pe care după aceea o golim pe tot timpul săptămânii. Și așa a ajuns și tatăl la biserică. Frații mei, mi-aduc aminte de o fază, sper că nu se uită la această conferință, venisem odată de la Bobotează și aveam o, cum se spune la noi, cașiță sau cofiță cu aghiazmă mare și cu busuioc, așa, cu ștruț, cum se spune la noi la Bucovina, și i-am găsit acasă dormind. Ce poate să facă un tânăr cu o căldare plină cu apă și cu un ștruț când își vede frații dormind? I-am stropit de nu s-o văzut. Era să-mi iau bătaie, noroc că venisem de la biserică. A fost doi frați cu care nu prea m-am înțeles, pentru că eram cu lumea mea într-o parte, cu lumea lor în altă parte. Dom'le, dar cu timpul, da? De cu timpul. Sigur, la un moment dat mă șofticasem, că erau prea, adică eu ascultam muzică clasică și ei ascultau hip-hop. Eu ascultam Verdi și ei Paraziții și m-a enervat treaba asta. Probabil că și pe ei, mi-am dat seama că după aceea i-a enervat și pe ei faptul că ascultam muzică clasică, dar era doar perspectiva mea. S-au căsătorit, au apărut copii, au văzut și ei cum e. Și încetul cu încetul, întâlnindu-ne, am început să mai discutăm din lucrurile care de-a lungul istoriei ne-au separat. Eu tot timpul îi pomenesc pe ei la rugăciune și dacă vreodată le-am mai spus vreun cuvânt, am spus, Doamne, fă ca puterea Ta, harul Tău să lucreze în cuvântul pe care îl zic eu. Și acum sunt mai bisericoși uneori decât mine. Adică țin posturile, merg la biserică, au plecat undeva, din păcate sunt foarte departe, prin Anglia, dar acolo depărtarea i-a dus tot la Dumnezeul pe care în tinerețile mele eu n-am știut să-L fac accesibil. Eu am crezut că dacă îi stropesc bine cu aghiazmă, dintr-o dată o să-L iubească pe Dumnezeu. Știți că n-a funcționat. Sau poate a fi funcționat de la unul cu totul alt nivel, a funcționat din categoria că acum când ne întâlnim și ne aducem aminte de asta, râdem cu cura până la urechi. Avem și noi amintire interesantă împreună. Da? Deci timp, răbdare, un soi de educație, adică să-i spui de ce faci lucrul ăsta și tu în continuare să-l faci ca el văzând lumina ta și bucuria pe care tu o aduci de la biserică și eventual aghiazma sau anafora, să vrea și ea. Simplu.
Am să concentrez trei întrebări care au același fond. Ce părere aveți despre faptul că religia nu încurajează oamenii care fac parte sau care susțin drepturile LGBTQ și alte părere despre transsexual? Uh-huh. E o întrebare cu care m-am întâlnit foarte mult în ultima vreme. E ceva deranjant în această întrebare și vă spun ce, pentru că de obicei religia este asociată cu asta, că au ceva, o problemă. Ca și cum aș întâlni cu tine. Da? Avem o experiență de 20 de ani împreună și am mers în vacanțe împreună, am mers la biserică împreună. Dar odată, nu știu, ai lovit și tu o pisică și eu țin la pisici și am ținut minte treaba asta. Și mă întâlnesc cu tine și primul lucru pe care zic, a, tu ești ăla care nu iubește pisicile? Și mai spune, domnule, dar am fost împreună în vacanță, ne-am trăit copilul, am mers la furat în cereș, la scăldat împreună, am jucat fotbal, am jucat counter și tu asta ții minte? Deci mă deranjează pe mine ca om al bisericii asocierea unei anumite atitudini cu biserica însăși. Să știți că biserica nu încurajează nici băutura, nici desfrânarea, nici minciuna, nici cămătăria, nici resentimentul, nici lipsa de iertare. Sunt foarte multe lucruri cu care biserica ar trebui să fie asociată, nu credeți? Da, biserica nu încurajează păcatul. Ce părere aș putea să am de asta? Mă deranjează când biserica este redusă doar la asta. E nepotrivit. Biserica are foarte multe lucruri de oferit. Și la urma urmei, biserica nu interzice ceva ce există. Și biserica avertizează asupra unor derapaje din aceste ideologice care fac... Nu doar să accepți, ci eventual să fii și bucuros de asta. E ca și cum mi-ați cere să mă duc într-o bodegă și să spun, băieți, luați și beți, că asta e soluția. Părinte, dar asta iubesc eu. Sunt iubiri și iubiri. Iubirea fără discernământ, spuneam, este o formă de curvie, o spune Sfântul Ioan Scăraru. Pentru că noi ne mai uităm un pic și prin Sfintele Scripturi, știm că lumea nu a început cu noi și cu generația noastră. Și pentru mine a fost, că aveam și eu întrebările acestea, pentru mine a fost șocant când am citit în Evanghelia după Luca ceva. Deci în vremurile din urmă va fi, și spune acolo Mântuitorul Iisus Hristos, da, care este unul același în veac același. Deci tot va fi atunci la venirea Fiului Omului precum a fost în vremea lui Noe. Și știți ce a fost în vremea lui Noe, nu? A fost potopul. Zice, oamenii beau, mâncau, se însurau și a venit dintr-o dată potopul peste ei. Și mai adaugă ceva Sfântul Evanghelist Luca citându-l pe Iisus Hristos. Tot așa va fi ca în vremea lui Lot. Știți cine a fost Lot? A fost nepotul lui Avram, cel care stătea în Sodoma și Gomora, la care veniseră îngerii, a cărui casă a fost înconjurată de băieții ăia care voiau să le facă ceva îngerilor. Și din pricina acelui ceva, Sodoma și Gomora a fost arsă cu pucioasă. Pe mine mă îngrijorează lucrul acesta. Mă îngrijorează și pentru faptul că nu pot să-mi ceri ca de dragul tău eu să renunț la Iisus Hristos și la ceea ce a spus Iisus Hristos despre cum stau lucrurile. Dacă mă pui să aleg între tine și Iisus Hristos, îți spun de pe acum îl voi alege pe El. Pentru că tu oricum n-ai sens în absența lui Iisus Hristos. În absența lui Iisus Hristos ești o bucată de carne care se trezește pe pământ, se hrănește, se înmulțește și moare. Un miros greu pe fundul unui mormânt, spunea Sfântul Calist. Atunci, faptul că eu sunt cu Iisus Hristos, pentru mine este suficient de important încât să pot să-ți spun că în biserică sunt mult mai multe lucruri importante de discutat decât ăsta, iar dacă totuși vrei să-l discut, să știi că biserica nu este de acord cu acest păcat. Atât. Că vedeți milioanele de păcate care se întâmplă în biserică și să știți că eu am spovedit doi oameni de genul acesta care unul a rămas în biserică, altul a ieșit din biserică. Și unii și alții făcuseră păcatul acesta. Unul dintre ei însă a rămas în biserică și știe că a făcut un păcat. Pentru mine este ca Sfinții Mucenici. Celălalt a ieșit din biserică și spune că acesta nu este păcat. Milioanele de păcate care se întâmplă
în biserică nu clatină sfințenia bisericii. Că biserica rămâne în continuare sfântă, că sfințenia ei se leagă de Iisus Hristos. Dar dacă unul dintre oamenii bisericii, oricare ar fi el, iese și spune acesta nu este un păcat, se clatină însă și temeliile creștinismului. Noi nu putem participa la asta. Mă îngrijorează oamenii care iau lucrurile ca așa sunt eu. Te gândi vreodată să te schimbi? Așa sunt eu, poate să spune și pietrele și buturugile. Nu numai că sunt așa, dar încerc să te accepți și pot face lucrul acesta, dar încerc să și fiu de acord cu tine sau să nu spun că greșești, nu pot să mă duc dacă îl văd pe tatăl meu sau pe fratele meu stând beat în șanț, să-i spun, ești ok așa. Nu pot. Nu pot. Pentru că de asta a lăsat Dumnezeu criterii ale adevărului și avertismente foarte clare. Într-o lume în care acest flagel al acceptării fără discernământ se răspândește cu foarte mare greutate, prefer să păstrez această linie pe care ne-a trasat-o Iisus Hristos. Gândiți-vă că sunt 2000 de ani în care oameni care vorbesc cu Dumnezeu ne avertizează în același chip. Există o anumită coerență asupra temelor acestora legate de păcat. Niciodată vreun păcat care era păcat pe vremea lui Iisus Hristos nu și-a schimbat încadrarea până în zilele noastre. Au rămas la fel de păcate. Și de ce sunt păcate? Pentru că vedeți ce face păcatul, te depărtează de Dumnezeu. Păcatul te depărtează de celălalt. Deci nu numai că te depărtează de Dumnezeu, dar devine suferit la adresa celuilalt. Și mâine, poi mâine va trebui să fac lucruri cu care eu nu sunt de acord. Și atunci unde mai este libertatea mea? Nu știu dacă am răspuns, este o temă foarte, foarte mare, dar ca să sintetizez, nu mă puneți să aleg între păcat și Iisus Hristos, pentru mine opțiunea este foarte clară. 2. Cei care cunoașteți astfel de oameni, provocați-i, dați-le un challenge. Nu te poți schimba? Uite, știu un tip care a făcut din pescare apostol și din păgâni mucenici. Îl cheamă Domnul nostru Iisus Hristos. Și să știți că în istoria bisericii au fost astfel de oameni care s-au schimbat. Să nu spuneți că nu se poate. În al treilea rând, cred că putem să discutăm și de alte teme. Și, repet, nu asociați biserica numai cu chestia asta, pentru că nu cu atitudinea față de un păcat, care vrea să spună, care vrea să zică. Pentru că nu este așa, e atâta frumusețe și atâta dragoste și atâta lumină în biserică, încât nu lăsați această discuție delicată despre inima și experiența unor oameni să devină subiect de dezbatere publică. Mi-e rușine, efectiv, când lucruri care trebuie ținute în intimitatea fiecăruia dintre noi ajung dintr-o dată să fie discutate la televizor cu o lejeritate din această impudică. Este nepotrivit. Iertați. Credeți că doi oameni căsătoriți care se ceartă mereu trebuie să rămână împreună pentru copii? Și pentru copii. Adică nu-i ori-ori. E și. Se ceartă împreună pentru că s-au depărtat sufletește unul de celălalt. Să știți că orice depărtare se poate și reduce. Eu nu cred că există probleme atât de mari încât să facă depărtările acestea absolute. Dar de ce suntem depărtați? Pentru că nu suntem obișnuiți unul cu celălalt. Nu suntem obișnuiți să ne discutăm neputințele. Nu suntem obișnuiți să ne vulnerabilizăm. Vrem numai să avem dreptate. Așa suntem crescuți, așa ne creștem pe noi înșine. Vrem numai să fim văzuți. Nevoia noastră de a aparține o ducem uneori în exces. Discuțiile acestea între părinți ar putea fi rezolvate, uitați, în familie la mine, că asta e, nu pot să vorbesc în absența experienței personale. Vă spuneam de anii 90, destul de grei, noi am intrat cam unul după altul la liceu, anii 94, 99 spre 2000, atunci și părinții mai tot timpul se certau în casă. Adică când îi luai pe fiecare în parte, erau minunați, și unul și celălalt. Maică-mea, o femeie de foarte bună așezare lăuntrică, așa foarte hotărâtă, foarte fermă, foarte clară. Taică-miu, domnule, un mic superman local, adică făcea tot soiul de chestii. Mergeam cu el la pescuit, ne arăta, vă spuneam, de bureți, mergeam cu el pe țoampă și făceam cartofi în jăratic. Adică era super distractiv cu el. Domnule, și când se întâlneau, parcă n-aveau altceva de făcut decât să se certe. Deci mă exaspera treaba asta la un moment dat.
Bine, tot am încercat să-i ajut, mai am pomenit la rugăciune, am văzut că nu funcționa, până când odată, ajuns la facultate, am scăpat. Frații mei după aceea au plecat și ei și ne-am dus, m-am dus odată acasă și ăștia erau liniștiți. Și de ce s-a întâmplat? V-ați luat televizor nou? Ce Dumnezeu Sfântul s-a întâmplat de... Dom'le, nu se mai certau. Păi, dom'le, nici eu nu știu de ce nu ne mai certau. Adică se mai hârâiau așa, dar nu erau certuri alea cumplite pe care treceam prin anii 93-94. Mi-am dat seama imediat, aproape instantaneu, că se certau din cauza noastră copiilor. Pentru că noi eram acolo un factor de presiune suplimentar la lipsa jobului tatălui meu, la lipsa carierei mamei mele, la faptul că trebuiau tot timpul să se gândească la câți bani o să le dea copiilor ăștia când merg la liceu, de câte haine o să aibă nevoie, de papuși, de cărți, de toate celelalte, de internat. Și gândiți-vă, eram într-o familie în care nici mama, nici tata nu aveau salariu. Adică, uneori, părinții se ceartă pentru ca puiuților lor să le fie bine. Nu-și dau seama de lucrul acesta. Dar dacă vedeți că se ceartă, discutați despre ei. Zic, mami, nu vreau să fiu pentru tine și pentru tata o povară neapărat. Uite, cum pot să ajut? Știți cum se vor deschide? Incredibil. Oamenii au această capacitate formidabilă de a se reinventa. Dați-le o șansă. Soluția despărțirii e cea mai facilă. Da? Orice lucru nu ne convine, da, despărțim, sănătate, Doamne ajută, pașii pusii, mai mult fără pusii că nu-i voie. Și atunci a rezolvat ce? O să lași doi copii fără mamă și fără tată, tu ca soț ești un rateu, tu ca soție ești un rateu. Nu vorbesc de cazurile în care ne ajungem să ne tăiem cu cuțitul, atunci clar că trebuie puse niște limite. Da? Vorbesc de cazuri în care, să vedem, părinții ăștia de ce se ceartă. Poate au o suferință, poate au o nemulțumire, poate e și ei oameni la urma urmei. Surprinzător, dar au și ei sentimente, poate au și ei idealuri. Lucruri la care a renunțat pentru noi copiilor. Și problemele se rezolvă în familie. Mergeți la un duhovnic, stați împreună la acel duhovnic, nu separat. Că așa separat fiecare e extraordinar, dar dacă mergeți împreună, s-ar putea să descoperiți lucruri foarte interesante unul despre celălalt. Și o ultimă întrebare. Din cauza timpului care ne presează. De ce preoții sugerează că mersul la biserică este mai benefic ca rugăciunea acasă, dacă Dumnezeu este pretutindeni și biserica este un loc controversat încă de pe vremea medievală? Da, așa este. Aveți dreptate. Plec de la premisa aceasta, că aveți dreptate. Mă uit în Sfintele Evanghelie însă și văd acolo că la un moment dat ucenicii se duc la Iisus Hristos și spun: învață-ne să ne rugăm. Și Domnul nu le spune: bă, fiecare cum puteți voi. Da, Dumnezeu și aici, Dumnezeu și dincolo. Mergeți la un copac, era o madamă necreștină, că nu pot să-i spun creștină, care spunea: ce întrebi mie pe apă, Domnule, mă duc în fundul grădinii la un copac și mă rog la Dumnezeu. Foarte inteligentă această descoperire, Domnule. Sfinți, părinți, mucenici și așa, n-au descoperit ce a descoperit baba aia de pe sus. Dumnezeu să o ajute, dar nu prea văd cum. Am închis paranteza. Domnul le dă o formulare de rugăciune apostolilor când îi întreabă de rugăciune. În același timp le spune: iar tu când te rogi, închide și te roagă tatălui tău ascuns. Iisus Hristos oare nu știe ce face? Pe de o parte spune: băi, rugați-vă după formula asta. Pe de altă parte spune: când stai singur, vorbește tatălui tău. Adică par opuse cele două perspective. Nu sunt opuse. Nu-i ori-ori. E și-și. Este complementaritate. Rugăciunea la biserică, dacă o veți lua, sau mersul la biserică, dacă îl veți lua doar ca o posibilitate de a vă fi bine, mai bine nu mergeți la biserică. Mersul la biserică este pentru a te antrena în rugăciune, de a te ruga împreună cu frații și cu surorile tale. Sigur că biserica este controversată încă de pe vremea medievală și unii zic că au rămas de pe vremea medievală. Să știți că nu e adevărat asta. Biserica e așa de acum 2000 de ani, adică din Antichitatea Târzie. Adică dacă vreți să spuneți ceva despre biserică, nu spuneți că e medievală, ci că e antică. Antică și de demult. Și iarăși am închis paranteza. Rugăciunea la biserică are rostul ei, te antrenează. Rugăciunea acasă te vulnerabilizează, te deschide către Dumnezeul cel personal. Ori nu se poate una fără cealaltă. Păi cum vei ști tu să mergi, să alergi pe pistă la 100 de metri dacă nu faci antrenament?
Cum vei fi să-ți arăți mușchii prietenii tale dacă nu mergi la sală? Ce mușchi sale? Biserica este sala, este zona de antrenament. Săptămâna, experiența ta personală este atunci când alergi singur pe culoarul tău la 100 de metri garduri. Dar nu le disprețuiți. Și sigur, acum, pe de altă parte, și cu asta sper să închei, nu este ok, repet, ca luând, nu știu, un lucru pe care biserica în percepția mea l-a făcut greșit, se extinde asta asupra întregii biserici. Da? E, exemplul acela pe care l-am dat, dacă m-aș întâlni cu tine și mi-aș aminti doar că ai lovit pisica și restul, prietenia noastră nu mai contează deloc, nu cred că te-ai simțit foarte bine și sigur nici eu nu mă simt foarte bine, pentru că eu știu că la biserică sunt oameni foarte faini, sunt oameni foarte valoroși. Eu am crescut, vă spun, într-o biserică plină de babe, care erau extrem de foarte dragi, pentru că știau cum să mă ia, știau cum să mă pună la locul meu, știau cum să dau o goșică, mă puneau să zic crezul. Eu le-am respectat pe femeile alea și țineau la mine, nu știu de ce, mă rog, probabil că le dădea Dumnezeu gândul cel bun. Erau acolo și niște moși foarte sfătoși de la care am învățat o grămadă de lucruri, numai stând cu gura căscată la câte lucruri spuneau ei de prin război, de pe... Deci, extraordinar lucrul acesta. Și sigur că după aceea mai vedeam pe moșul sau pe baba aia mai făcând câte o prostie, mai hilizindu-se în biserică. Dar biserica nu este despre a arăta cu degetul. Nici dinspre biserică, nici la biserică. Pentru că imaginea asta foarte frumoasă, când alezi cu degetul că biserica face ceva, sunt alte trei degete care îți arată că tu ai o problemă mult mai profundă cu biserica. Și problema ta este legată de lipsa de încredere? Rezolvă. Nu este ok să intri în viață cu o lipsă de încredere în tot ceea ce te înconjoară, pentru că la urma urmei vei deveni foarte speriat de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Dar trebuie să ai încredere. Încrederea este uleiul care face ca societatea, ca aceste rotițe ale societății să se învârtă. Fără încredere nu se poate. O altă problemă din cele trei care arată spre noi este lipsa de informare. Da? Am avut recent un grup de profesoare care, ciudat, mi-au pus cam același tipuri de întrebări. Un grup de profesoare din țara întreagă și ele m-au întrebat la un moment dat ceva de genul acesta. Și am spus, dar v-ați informat asupra acestui subiect? Păi nu știu, dar să ne spui dumneata. E foarte comod să te duci undeva la o mănăstire și să-l găsești, nu știu, părinții Soston sau părintele Stare să-ți explice treaba asta. Fain ar fi să te documentezi. Să te documentezi, să întrebi, să răspunsul pe care l-ai aflat după aceea să-l mai verifici încă o dată. Asta e lumea în care trăim. Foarte multe prostii se vând pe post de mari adevăruri. Verifică-le. Orice ți se spune, să verifici. Eram la seminar și îmi spunea părintele profesor de liturgică ceva, eu mă duceam și verificam. Chiar așa? Eu așa am învățat teologie, pe verificate. Adică nu am putut niciodată să nu-mi răspund la întrebarea, dar de ce e așa? Sau e chiar așa? Da? O altă problemă pe care o arată lipsa mea de încredere în biserică sau judecată pe care, e că eu de fapt nu-mi doresc să am o relație cu Dumnezeu. Și atunci găsesc vină. Când eu nu vreau să fiu în relație cu tine, frate sau soră, să spun bună ziua, spun, las că știu ce mi-au făcut, am văzut eu cum s-au uitat la mine. Bine, asta e din categoria, hai să ne sfădim dacă vreți. Se certau odată două mămăici în sat și eu, bineînțeles, îmi plăcea cum se certau acolo, că erau vecine cu noi și noi spunea, ai făcut nu știu ce. Nu, tu ai făcut. La urma urmei au epuizat acuzele. Și una dintre ele zice, las că știu eu ce ai făcut tu și de cu cui ești tu. Și aia nu mai știu ce să zică săraca. Dar vă dați seama, cine știe ce o fi făcut și de-a cui e ea? Păi în fața unor asemenea afirmații nu prea poți să te mai aperi sau să zici ceva. Dar să știți, 2000 de ani în care biserica a creat sfinți, în care biserica s-a validat ca factor civilizator, nu pot fi dați la o parte. Doar în 10-20 de ani, pentru că, nu știu, s-au mai întâmplat niște ispite. Pentru că ispitele din vechime erau și mai mari și uite că biserica a supraviețuit. Gândiți-vă că suntem întemeiați de cineva care a fost răstignit. Și dacă asta nu vă smintește, atunci nu știu ce vă mai poate sminti. Restul sunt așa, bagatele. Voi nu veniți la biserică de dragul lui Hristos Tom? Nu veniți la biserică de dragul
anaforei pe care o luați acolo, nu veniți la biserică pentru că sunt sau nu sunt icoane, pentru că biserica are o poziție în societate asupra unuia sau alte dintre subiecte care mie să-mi convină. Biserica nu e club. Da? Eu vin la biserică de dragul lui Iisus Hristos și pentru că împărtășesc viziunea lui Iisus Hristos asupra lumii. E o alegere. Poți să nu faci această alegere sau poți să te duci în altă parte, dar îți asumi acest altă parte. Pentru că văd oameni care se depărtează de Hristos și după aceea întreb, dar ce are Dumnezeu cu mine? E ca și cum ne închidem ochii să nu vedem soarele și spunem, dar de ce e întuneric? E ca și cum stingem lumina și spunem, dar nu văd și mă lovesc de ceva și de o mobilă și de un pat și de un perete și spun, mama lui de bec, e vina lui că s-o stins. Păi eu l-am stins. Eu am fost acela care am tras acolo de clămpuș și am spus, eu nu mă interesează Dumnezeu, bine, nu mă interesează asta, pentru că sunt răi, sunt cu tare. Bine, ați venit în lumea celor păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Nu spunem așa de fiecare dată când ne împărtășim? Haideți, dați-i o șansă dacă aveți ceva cu, nu știu, cu preoții, cu ce mai zic preoții, cu ce mai fac preoții, dați o șansă lui Iisus Hristos. Dați o șansă bisericii, comunității pe care El a întemeiat-o. Și învățați să mergeți la biserică. Pentru că vei drag de tipul ăsta. Pentru că a spus lucruri faine, a făcut lucruri ieșite din comun. Pe urma lui s-a construit ceva care nu este egalat în întreaga civilizație omenească. Și culmea, prezența lui face bine. Și prezența lui în biserică sau acasă sau când părintele mă miruiește, chiar dacă părintele poate mai păcătos decât mine, dar când mă miruiește, el mă miruiește cu mâna lui Hristos și când mă împărtășește, mă împărtășește cu trupul lui Hristos și când dă cu aghiazmă, dă cu aghiazmă sfințită de harul lui Iisus Hristos. Și atunci când îl cunoști pe Iisus Hristos, o să vezi că lumea este mai luminoasă. O să vezi că păcatele alea pe care ți se păreau atât de multe și așa, dintr-o dată se îndulcesc și sunt simple neputințe. O să vezi lumea într-o cu totul și cu totul altă lumină. Pentru că atunci când inima ți se umple de iertare, în primul rând înveți să ierți. Și atunci când ți se umple inima de bucurie, începi să fii bucuros și să cultivi bucuria. Și cățelul este de acord cu mine, da? Dacă nu mă ascultați pe mine, măcar pe Puffy, pentru că Puffy știe ce zice. El e foarte de acord pentru că și el a fost crescut și născut așa de mâna creatoare a lui Dumnezeu și lucrul acesta cred că trebuie să ne umple mai degrabă de recunoștință decât de resentiment, de lumină mai degrabă decât de întuneric. Și repet și cu asta chiar închei, când aveți greutăți în legătură cu voi înșivă sau cu oamenii, spuneți-vă Iisus Hristos și să vedeți cum lucrurile încep să se clarifice, lucrurile încep să se lumineze. Mulțumesc! Preasfințitul Ignatie din grămăjoara aceasta de întrebări a selectat 3 și mai avem una din partea unui tânăr care e lângă scenă și care dorește să vă adreseze personal. Doar la acestea 4 vă mai cerem o mică îngăduință. Și o care crezusem că s-a terminat. Începuse să-mi placă să vă țin predici. Ioana. În ce fel e Iisus diferit de ceilalți liberi religioși? În toate, dar mai ales cu un lucru, că pe când eram noi păcătoși, El a murit pentru noi. Nimeni n-a făcut asta pentru noi. Și numai că a murit pentru noi, dar s-a dus Domnul în iadul ăla groaznic și a scos pe aia de acolo și a spus, haideți cu mine, nu mai stați în locul ăsta. Cine a făcut asta pentru noi? Ne poate scoate oare Mahomet din iad? Ne poate ajuta Buddha? Sau toți ceilalți? E puțin probabil că vor face lucrul acesta. Până și Socrate spune, cred că Petre Țuțea sau Nicolae Steinhardt, Socrate care moare sinucigându-se pentru că nu putea suporta o judecată nedreaptă, e drepta a senatului, a adunării poporului atenian. Iisus Hristos nu doar zice, El și face. De ce? Pentru că este om și Dumnezeu. Și El, prin plecarea sa spre noi oamenii, nu doar ne-a arătat că e bine să fim cu minți, să fim așezați, ci efectiv. Ați văzut în icoana învierii cum îl ia pe Adam și Eva și îi ridică la sine? Spune, hai cu mine, măi. Nu doar așa predică de la distanță, fiți cuminciori, da? Doamne, Tu nu știi cum este să suferi. Ba, știu! Tu nu știi cum este să fii batjocorit. Ba, știu! Tu nu știi cum îți este să-ți fie foame. Ba, știu!
Tu nu știi cum să zici, va știu mai bine decât tine, că am fost și eu om. Na. Și eu am trăit într-o vreme în care nu exista Coca-Cola, am trăit într-o vreme în care nu existau supermarketuri în care să apăs pe butoane și să am mâncare. Deci s-ar putea să aibă un avantaj în argumentația asta. Și da, a suferit într-un fel în care noi niciodată nu vom putea suferi. Pentru că în această persoană, Iisus Hristos, n-a fost suferința unui singur om, a fost suferința întregii umanități. De aceea este mielul care ridică păcatele lumii, doar ale unuia sau altuia. Păcatele lumii, acolo a fost concentrată toată durerea umanității pe care El a luat-o asupra sa și o poartă în continuare. De asta avem curaj să mergem la El, pentru că ne înțelege. Nu pot să mă duc la Mahomet și spun, izbăvește-mă de mânie când știu că băitanul ăla a fugit cu sabia pe acolo și a măcelărit și a făcut și... Nu pot să mă duc să spun, izbăvește-mă de desfrânare când știu că a avut vreo 5 domnițe pe acolo pe lângă el. La Iisus mă pot duce să-i cer lucrul acesta. Pentru că este și Dumnezeu, pentru că este și izvorător de har, dar și pentru că ceea ce a spus a și făcut. Da? Gândiți-vă că dacă, și asta e iarăși un challenge, dacă tot vă plac challenge-urile, dacă vă veți duce acasă și veți spune Buddha, ajută-mă, Mahomet, ajută-mă, sau cine mai găsiți dumneavoastră în istoria credințelor și ideilor religioase că vă mai poate ajuta, și spuneți după aceea, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută-mă, o să vedeți voi de unde vine ajutor. Pentru că aceștia au fost oameni, au murit, au fost îngropați și sănătate. Mă rog, mai puțină sănătate la morți, dar să spunem așa, e un fel de a vorbi. Pentru că Iisus Hristos, repet, a și înviat și noi stăm de vorbă cu El, viu fiind. Și pentru că este viu, creează viață în noi. Și aici, da, este diferit. A fost la fel ca toți oamenii în afară de păcat, cum spune Apostolul, dar în același timp a fost infinit diferit. De ce este diferit? Pentru că ne arată care este calea, care este tensiunea care trebuie să ne anime pentru a ajunge mai mult decât suntem în momentul de față. Iisus Hristos nu s-a pogorât pe pământ ca să spună, bine băieți și fete, rămâneți așa, rămâne cum am stabilit. De din categoria era gluma aceea. Spus că ce faci, domnule, ne întâlnim? Ne întâlnim. Unde? Unde vrei tu? Când? Când vrei tu? Rămâne cum am stabilit. Foarte clar. Iisus Hristos nu face treaba asta. Se coboară printre noi și ne ridică. Ne ajută să devenim mai mult decât ceea ce suntem. Și scopul nu este ca noi să devenim mai buni. Sunt o grămadă de oameni din alte religii care sunt buni. Să mă înțelegeți, nu spun că sunt răi. Sunt buni. Dar Iisus Hristos a venit să ne arate nu cum să fim buni sau mai buni, ci cum să devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. Asta da challenge. Asta da provocare. Cum e să fii acolo Dumnezei, cum spune psalmistul, că zice Dumnezeu, iar eu zic Dumnezei sunteți și toți fiii și fiicele celui prea înalt. Asta este cu adevărat provocarea. Restul, sigur, putem deveni mai bun, nu fă aia, nu fă cealaltă, fă-ți-te pe acolo, poartă niște sândăluții, asta, dar ce noi nu avem sândăluții? Dar noi nu putem să fim buni, de treabă. Dar miza nu este să fim buni și de treabă, miza este să devenim fii și fiicele lui Dumnezeu. A doua din cele patru. De ce preoții poartă aur dacă biserica ne învață să punem preț pe valoarea spirituală și nu pe cea materială? Exact aceeași întrebare am primit-o de la profesor. Nu știu, voi v-ați vorbit între voi? Aur. Percepția ta asupra aurului este diferită de percepția aurului pe care o are biserica. Tu zici despre aur că este bogăție fanfaronadă și nu știu ce. Este percepția ta, o respect, dar este percepția ta. Percepția mea asupra aurului este o cu totul alta. Am studiat un pic și spun asta din perspectiva celui care chiar a studiat un pic. De când a început povestea asta cu aurul? Și vedem că e foarte veche dacă te uiți în Sfânta Scriptură. E foarte veche. Dumnezeu este asociat în special cu obiectele de aur. Foarte ciudat, cu rare excepții, mai cam toate religii au ceva cu aurul. Deci nu cu banii neapărat. Pentru că nu e că iei veșmintele alea care sunt așa cu fir de aur, care apropo o papiotă costă, nu știu, vreo 10 lei. Adică să nu vă închipuiți că ăla e aur din ăsta de poți să-l vinzi în piață, să faci ghiuluri din ele. Dar sunt lucruri care se fac din aur și pe care nu mă duc cu ele acasă la mine.
dacă... Nu o să mă vedeți niciodată când mă duc la culcare îmbrăcându-mă cu felonul și cu patrafirul, ca să mă culc. Nu mă veți vedea niciodată în bucătărie făcând cartofi prăjiți și pe aceea ștergându-mă de brâu și de mânecuțe. Alea sunt veșminte. Am luat exemplul veșmintelor pentru că și profesorii mă întrebaseră de ce atâta opulență auzi pe veșminte. Am spus, nu sunt opulente, sunt pur și simplu diferite. Să știți că uneori hainele de firmă pe care vi le purtați voi sunt mai scumpe decât veșmintele mele de preot. Dar veșmintele mele de preot sunt diferite. Speciale, pentru o slujbă specială, pentru că arăta de ce sunt special, ca să ies în evidență, să spun, uitați-vă la mine ce șmecher sunt, nu, ci pentru a arăta că Dumnezeul căruia îi slujesc este special. Este ieșit, comunicarea cu El este ceva deosebit, este ceva sfânt pe care să-l pun deoparte. Momentul în care să mă duc la biserică și spun că aia este opulență, înseamnă că eu n-am împlinit una de regulile principale de discernământ. N-am întrebat, dar tu de ce faci asta, mă? Și mă bucur foarte tare că uite cineva a avut curajul să întrebi. Deci eu fac lucrul acesta, unul, pentru a arăta că slujesc unui Dumnezeu special. Faptul de a avea un felon mă leagă pe mine de-a lungul istoriei cu Apostolul Pavel, care spune lui Timotei, adun felonul din Troada. Deci e scris acolo. Faptul de a avea patrafirul ăla care îl punem pe cap mă leagă cu generații și generații de oameni care au purtat acel patrafir dezlegând păcatele oamenilor și sfințind. Eu nu pot să renunț la asta. Dar aurul, părinte, care e problema cu aurul că acolo este? La noi, acolo în zonă, la Putna, era un părinte se numea Ignatie, care acum e la Mănăstirea Cămârzani. Și părintele Ignatie a povestit odată că la Mănăstirea Putna, unde ieri era preot slujitor, a venit o femeie. O femeie care nu avea familie, murise și soțul și copiii și se purta câte o săptămână la câte o mănăstire sau câte la o rubedenie. Era o bătrână. Nu avea o casă a ei. Și această femeie a ajuns la mănăstire și a cerut, fiind postul mare, să fie spovedită. Părintele Ignatie, fiind de rând, a spovedit-o. Și bătrâna, la sfârșitul spovedanii, spunea, e, părinte, uite, sunt bătrână și umblu de colo-colo, oare o să fie cineva care să mă înmormânteze? Auzi ce probleme, spunea ea. La care părintele, mai în glumă, mai serios, spune, lasă-mă tu și să te vedem noi moartă, ca pe găsim noi cine să te înmormântezi. O pleca bătrâna râzând, bucuroasă, a doua zi însă anunță colegele de acolo unde stăteau la Arcontaric, zice, părinte, bătrâna-i pe moarte. Se duce părintele să o împărtășească și împărtășania la noi se ține într-o cutiuță de obicei de argint, aurit, da? Pentru a arăta respectul față de ceea ce se întâmplă acolo. Nu e o oală, pur și simplu, în care pun niște borș. Aurul arată că eu prețuiesc ceea ce am eu acolo. O cutiuță în care a pus Sfântul Trup și îmbibat în Sfântul Sânge, Sfintele Uscate, cum le spunem noi. Am fășurat ăsta într-un pocrovăț. Pocrovăț înseamnă ca un fel de prosopel, așa roșu, foarte frumos, cu care vă și împărtășiți dumneavoastră și vă ștergeți la gurița. Are un rol practic. Într-un patrafir, da? Piesa aceea din două piese, din două bucăți, care vin împreună și care arată brațele lui Dumnezeu care sunt întinse spre noi oamenii și așezate pe capetele noastre, că nu-s doar mâinile mele ale omului, ci sunt și brațele lui Dumnezeu care te primesc și te ajută, și pusă cumva sub o bondiță, pentru că fiind postul mare la noi frig, în Bucovina 6 luni iarnă și restul frig. Și ca să protejeze sfintele, l-au băgat acolo sub bondiță. Merge la mătușa aceea și, fiind cam ora 3-4 după masă, femeile celelalte îi spun părintelui, părinte, dar nu știu dacă poate fi împărtășită, pentru că au băut un ceai și au mâncat niște biscuiți azi dimineață, știi? Vocea rânduielii, tipicului. Ei, părintele, ca să le liniștească conștiința, îi spune, uite, dăm telefonul preasfințitul Gerasim, era pe vremea aceea, nu știu dacă ați auzit de el, dar era un preasfințit acolo, să ceară binecuvântare și până ce sosește răspunsul, că nu existau telefoane mobile, până primește răspunsul, se întâmplă ceva. Mătușa asta, dintr-o dată, din starea aia de letargie și de moarte, începe să se trezească și să se mire. Ai de mine, ce frumos! Și întreabă părintele, dar ce frumos? Zice, domnule, sunt așa ca niște preoți, uscă cu brâie, ca de aur și strălucesc așa și cu veșminte luminoase și cu păr așa blond, așa ca de aur. Și ce frumoși sunt, dar unde le vezi, mătușă? Păi zice, sunt aici pe hol
și stau și mă așteaptă și uită la mine și râd. Așa spunea bătrâna. Rețineți, vă rog să rețineți în această povestire de câte ori apare cuvântul aur și în ce context. Părintele zice, sigur, mătușa începe să delireze că se mai întâmplă treaba asta. Na, cine nu a mai văzut așa ceva? Dar ca să o cerce, îi spune, ce am eu aici? Și arată spre locul în care sfintele erau, repet, puse într-o cutie, puse într-un pocrovăț, puse într-un patrafir și ascunse sub bondița aceea, sub ce avea el acolo, o dulamă. Bătrâna se uită și spune, o să fie un leghenaș care strălucește foarte frumos și acolo e un prunc, care tot așa râde la mine și e atât de frumos, părinte. Deci baba n-avea halucinații. Ea vedea adevărul lucrurilor. Am părtășit-o pe loc, mătușa a murit și a avut o înmormântare cu nu știu câte zeci de preoți, că s-a dus vestea că aceea e o femeie sfântă care a văzut adevărul lucrurilor, că noi vedem pâine și vin și a văzut un copilaș într-un leghean foarte frumos, ca de aur. Părintele mi-a spus după aceea că eu n-am putut să mă duc la înmormântare, că era multă hărmăla, eram preot de săptămână, mă durea foarte tare capul, m-am dus la chilie și în momentul în care oamenii au intrat la parastasie, el avea chilia deasupra trapezii și s-a spus, binecuvântat este Dumnezeu nostru, părintele Ignatie a văzut ca în vis o vedenie. Zice că a mers într-un loc, era ca o grădină, era iarba asta pe care o știam, dar strălucea, avea o strălucire ca de aur. Zice, puneai mâna pe ea, era iarbă. Vedeai pomii care erau fructe minunate, cum sunt fructele noastre, dar infinit mai frumoase. Și străluceau așa ca un aur. Era ca o lumină care nu venea dintr-un anume loc, ci era pretutindeni și parcă nicăieri. Și acolo un palat foarte frumos, atenție, aurit. Și pe prispa acestei case boierești, acestui palat, stătea mătușa noastră și o întreabă, dar ce faci, mătușă? Sunt foarte bucuroasă că am ajuns aici. Mulțumesc lui Dumnezeu, zic, asta e casa mea. Ea surprinsă. Zice, dar casa asta de lângă tine și mai erau casă. Și spune că e casa lui mătușa cu tare de la mitropolie, că au fost foarte bune prieteni și o aștept și pe ea să vină. În 3 zile a murit și aceea. Aurul pe care îl punem pe veșminte, pe catapetesme, pe evanghelie, pe care nu-l luăm acasă, ci pentru biserică, e pentru a vorbi despre frumusețea raiului. Pentru a vorbi despre lumina aceea care transpare din obiecte și care strălucește și care atrage. Și care se duce într-un mod foarte plăcut. Despre asta este vorba cu aurul. Aurul este pus acolo nu pentru că e scop în sine. Și uneori, iertați-mă, să nu știu, nu credeți că acoperământul acela de Evanghelie chiar este aur. Este un pic așa aurit, pentru că efectul contează, ca să spunem așa. Da? Motivul pentru care eu pun aur pe veșminte și pe toate celelalte este acela de a-ți vorbi despre o altă lume cu o strălucire nepământeană. Ceva mai mult și mai frumos decât vezi în strălucirile lumii acestea. Nu contează ce este aurul, contează ce fac cu aurul și ce înțeleg eu din aur. Sigur că asta pentru tine poate părea opulență, este părerea ta. Pentru mine vorbește despre rai și despre felul în care Dumnezeu alege să răsplătească pe cei care îl iubesc pe El. Despre asta este vorba. Dacă nu mă crezi, e treaba ta. Dar asta este credința mea. Și dacă eu mâine, poi mâine, nu știu, va trebui să ctitoresc o biserică, voi pune icoanele așa cum am învățat eu, pe un fond auriu sau albastru, ca să-ți vorbesc despre rai și despre înălțimile cerului. Dar vezi cum rămânem la suprafață? Și nu mă întreb, dar de ce folosești treaba asta, părinte? Mă bucur că cel care a pus întrebarea a avut curajul să o adreseze. Pentru că, sigur, s-ar putea la un moment dat, uite, să ne folosim de diverse lucruri. Lucrul în sine nu contează, ci ce utilitate dai lucrului. Cum îl înțelegi tu lucrul acela? Ce faci cu lucrul ăla? Benzina poți să o iei, să o pui într-un rezervor și din acel rezervor ea să-și facă lucrarea, să-și miște mașina înainte. Sau benzina poți să pui pe un câmp și să-i dai foc câmpului. Cu un cuțit poți să tai o bucată de pâine sau să rănești pe cineva. Nu cuțitul e miza sau benzina, ci ceea ce faci cu lucrurile astea. Aurul nu este decât o bucată de metal, care în sine să știți că nu este foarte utilă, ca să spunem așa. Oamenii au fost fascinați la aur, nu de faptul că din aur poți să faci lucruri, este foarte moale. Obiectele păstrate din aur de obicei sunt
se plăștesc de-a lungul istoriei, ca să folosesc așa. Este foarte ductil. Da? De aceea se folosește foarte mult argint aurit, că argintul este mai serios și are și proprietăți antibacteriene, printre altele. De asta aveau cei vechi, bătrânii, boieri, aveau argintărie din care mâncau, ca să se ferească de bacterii, de otrăvuri și alte lucruri. Da? Deci nu aurul este miza, e ceea ce înțeleg eu când folosesc aur. Și sigur, la un moment dat s-ar putea să nu mai folosesc aurul, dar nu pentru că tu ai o neînțelegere asupra aurului. Pentru că neînțelegerea te dezonorează pe tine, nu pe mine. Mă întreb și îți spun. Cuțitul se folosește pentru a tăia pâine, nu pentru a răni oameni. Aurul se folosește pentru a vorbi despre Dumnezeu, nu pentru a-ți răni sentimentele tale. Simplu. Despre asta e vorba. Iertați. Mulțumim. O ultimă întrebare. O întrebare excepțională. Deosebită. Zic că e cea mai bună dintre toate întrebările puse aici. Ne pare rău, Marian deja v-a spus și eu îmi cer scuze că nu reușim să vă răspundem la toate întrebările. Am încercat să le selectăm, dar să știți că nu le-am selectat într-un mod preferențial. De exemplu, ultimele trei le-am ales eu, cu aurul și cu celelalte. Și în timp ce vorbea părintele, mă gândeam că o să ziceți că am și eu un pic de aur aici, că episcopii au aur aici. Cine are curaj să ia acest engolpion, să ducă să-l vândă, și să vedem cam ce ar putea să cumpere? E posibil să nu-și poată cumpăra nicio înghețată de aici. Întrebarea, la care sunt convins că părintele va răspunde extrem de concentrat și de sintetizat. Este pusă, deci nu e invenție. Vă rog să mă credeți. Sunteți bine? Asta e întrebarea. Sunteți bine? Mulțumesc celui care a pus-o. Nu sunt bine, sunt foarte bine. Mai avem o întrebare și îl felicităm pe Marius că a avut curajul să vină și să o adreseze personal părintelui. Bună ziua, și am și o întrebare. Am văzut un videoclip în care o haită de lupi avea unul, era șef și unul lider. Șeful făcea de-ale lui și nu împărțea hrana, nu făcea nimic, decât făcea dezbinare, iar liderul se gândea la dânsi, la haită. Și eu am ales bine, mă întreb. Mai trebuie să fiu lider decât șef. E bine cum am ales? Da. Și se poate în ziua de astăzi aceasta că am ales să fiu lider, se atribuie la orice om, în orice meserie, în orice? Evident. A fi șef e un lucru foarte facil, a fi lider presupune să te schimbi, să lucrezi cu tine. A fi șef e ca atunci când ai mușchi, că toți avem mușchi. A fi lider înseamnă să te duci la sală și să urmezi un program pentru a face mușchi aceia să arate mai armonios. A fi șef înseamnă să scapi foarte repede de exercițiile la matematică sau la română. A fi lider înseamnă să te duci să mai citești ceva extra pentru a te lămuri asupra cutăriei sau cutăriei. Și exemple pot continua la nesfârșit. Adică leadership-ul cu adevărat este o dimensiune care îi ajută pe oameni să crească. În primul rând pe tine și după aceea pe cei din jurul tău pe care cu siguranță la un moment sau altul îi vei avea în grijă. Să fii binecuvântat. Doamne ajută!